ultima or, eful dna ploieti, audiat la inspecția judiciar. Eful dna ploieti, Lucian Onea, s-a prezentat, miercuri dimina, la sediul inspecției judiciare pentru a da explicații după dezvăluirile lui Vlad Cosma. Inspecția judiciară a dispus începerea cercetării disciplinare a procurorului sublinierei F al Direcției Naționale Anticorupție Ploie sublinierei Lucian Onea, după plângerea lui Vlad Cosma. Pe rolul inspecției judiciare au fost identificate 10 lucruri, în etapa verificărilor prealabile, având ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploie sublinierei. Apreciind ce există indiciile sevâr sublinierei unor abateri disciplinare, inspectorii judiciari au dispus într-o lucrare începerea cercetării disciplinare fac de procurorii Lucian Gabriel Onea, Alfred Savu sublinierei Mircea Negulescu. La finalizarea cercetării disciplinare, în funcție de rezultatul verificărilor, inspectorii judiciari pot dispune fie admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare sublinierei sesizarea secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, fie respingerea sesizării în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii disciplinare, conform sursei citate.